Această emisiune vă este oferită de grupul de producători Corvinia. Și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Sărbătoarea la Băcia. Am fost acolo, Bălțata Românească, ediția cu numărul 16. Oameni mulți, animale frumoase. Am stat de vorbă cam cu toți cei care au fost implicați în acest fenomen. Expozanți, dar și organizatori și oameni care au venit să vadă ce se întâmplă efectiv. Cu directorul Camerei Agricole a județului Hunedoara vă veți întâlni de două ori, pentru că am stat de vorbă cu Călin Marian și la Băcia, dar mai apoi la Camera Agricolă a județului Hunedoara, acolo unde a venit cel mai tânăr expozant, mai bine spus cea mai tânără expozantă, să-și ridice premiul oferit de Camera Agricolă. Bucurie mare pentru hunedoreni, produsele de calitate ADO ajung și la ei, mult mai aproape, s-au deschis cele două magazine din Hunedoara ale fermelor ADO și am fost, bineînțeles, prezenți și la acest eveniment. Și cu medicul veterinar stăm de vorbă și despre Băcia, dar și despre ceea ce ar mai trebui să facă crescătorii de bovine în această perioadă. Vizionare plăcută! Domnule președinte, Bălțata Românească, un târg cu tradiție în județul Hunedoara, cel mai vechi de altfel. Cum îl priviți prin perspectiva noi, dumneavoastră, funcții? Mă bucur că Bălțata Românească, târgul de la Băcia, a ajuns la cea de-a 16-a ediție. Asta înseamnă două lucruri foarte importante. Unu, organizatorii au dorit să ducă mai departe acest târg, această expoziție. Și cel mai important lucru pe care l-aș putea spune și îl menționez este faptul că producătorii agricoli an de an se străduiesc și nu în condiții tocmai ușoare ca să-și crească animale de rasă deosebite cu care se prezintă la această expoziție și cu care, de ce să nu spunem, se mândresc ei și ne mândrim noi, județul Hunedoara. Trebuie să recunosc că nu întotdeauna producătorii agricoli au fost sprijiniți așa cum trebuie de Guvernul României. Și mai ales în ultimul an, trebuie să recunoaștem că inclusiv subvențiile pentru agricultură nu au venit la timp, oamenii nu și-au putut să le folosească și cred că orice guvern care vine de acum încolo trebuie să țină cont de agricultură. Este pilonul de bază al economiei noastre și dacă vom sprijini agricultura României, vom sprijini producătorii agricoli, sunt convins că România va avea un viitor bun. Ați făcut agricultură, ați crescut animale, înseamnă că știți zbaterile lor. Va reuși și Consiliul Județean să pună umărul, ca să le fie un pic mai moale? 100% voi fi alături de producători agricoli, îi sprijin cu tot ceea ce putem și vom căuta ca întotdeauna problemele lor să fie aduse la cunoștința guvernanților, la cunoștința Guvernului României, a primului ministru și, de ce nu, pe plan local să-i ajutăm cu tot ceea ce depinde de Consiliul Județean. Domnule primar, 16 ani de când ați pornit la drum cu acest târg expoziție, sunteți aici an de an, cum priviți tot ceea ce se întâmplă? Cu mândrie, cu satisfacție și cu speranță. O astfel de manifestare care să dăinuiască 16 ani, cred că nu este puțin, arată că nu le sunt indiferente astfel de manifestări nici autorităților județene și nici cetățenilor comunei Băcia. Această manifestare deja nu mai este una locală. Interesul pentru Bălțata Românească Băcia este începând de la a veni să vezi animalele, să consumi un balmoș care deja a devenit și acesta tradițional, înseamnă mult mai mult decât o simplă expunere a rasei Bălțata Românească. Și totuși, datorită conjuncturii, datorită situației, se vede că așa încet, încet scade numărul de animale. Nu vă doare sufletul? Cred că este totuși o evoluție naturală. Viitorul este spre, după părerea mea, este spre fermele grupate în afara localităților,
care, cum să zic, care să nu mai este totuși un deranj în circulația animalelor prin mijlocul satului, mai ales în zona noastră care s-a urbanizat. Cam acolo văd eu îndreptându-se două, trei ferme în jurul fiecarei localități rurale care să, într-adevăr, să fie bazată pe rase, cum este și această rasă bălțată românească. Da, dar partea asta de asociere, de ani și ani de zile se vorbește și totuși greu de mișcat mentalitățile. Este greu de a induce în mod artificial. Ele trebuie natural. Deja se observă că în fiecare localitate te apare unul, doi fermieri care în primă fază mai discret, mai cu emoții pornesc o astfel de activitate și ei se vor dezvolta și sper să se asigure din punct de vedere legislativ cadrul pentru o astfel de afacere, să spunem. Sărim ceea ce anunțam în urmă cu două săptămâni, uite că se întâmplă, Dumnezeu ne dă și vreme frumoasă și iată-ne la ediția cu numărul 16. 16 ori, de 15 ori a fost frumos, era imposibil să nu fie la 16 ore, că nu stricăm tradiția, deci treaba e rezolvată. Mâine plouă. O bucurie pentru voi. Sau o sărbătoare doar? Nu, e deja e tradiție, e o realitate, e așa trebuie să fie. Și îmi pare bine că pur și simplu asta este. Oameni frumoși și mai ales niște exemplare foarte frumoase. Ce a mai putut să mai se întâmple, îmi pare bine că mai găsim și sunt niște animale care sunt numai din zonă de aici. O grămadă de lume, o grămadă de expozanți, le mulțumim că au venit și îi așteptăm și anul viitor și așa mai departe. Să vină, să mergem în continuare. No, să dea Dumnezeu să prindem ediția 50. Să dea Dumnezeu. Vă aștept. Eu am buletinul până în 2065. Sunt născut în 1950. Deci, și dacă se întâmplă ceva, o să-i dau în judecată, pentru că trebuie să ajung să schimb buletinul în 2065. Deci, reține, nu. Sorin, de ce stai cu bâta la ele? Păi, nu-i învățat, încă nu am mai fost afară. Un exemplar foarte frumos. Mai am și două vaci aici, tot la expoziție. Ești tânăr. De ce crești animale? Că tinerii, în general, mai fug. Păi mai fug, e o ocupație care se transmite de la părinții mei și sper să continuăm mai departe, dar suntem dezamăgiți, nu, cu fondurile, cu... Nu, este foarte multă muncă și, în general, necesită multă muncă la animale. Păi asta e, cam cât lucri după coada lor, cum zicem noi? Păi am și servici, după orele de servici lucrez și eu și familia și toți lucrăm. Asta înseamnă și pământ și... Da, pământ mai puțin, dar mai lucrăm, nu, și... Că majoritatea nu lucrează pământul. În afară de astea trei cu care ești, aceea mai ai? Mai multe? Am mai avut și am mai vândut niște viței, da, am avut, da. Mai au preț viței, că nu prea? Nu prea. Foarte slab, foarte. Anul ăsta a fost un an foarte, foarte, foarte. Degeaba a fost timpul, a mers foarte bine, că a fost un an foarte prost cu prețurile. Deci prețurile foarte mici. Dar cam peste tot, cam la tot e... toată partea asta de agricultură, și la cereale, și la legume, la tete au fost prețurile cam mici. Chiar peste tot au fost prețurile foarte mici. Nu știu ce se întâmplă. Cred că poate de undeva de sus ar trebui să fie ceva, să implice mai mult, să ajute și țăranii să continuăm. Păcat că avem pământuri bune, o țară frumoasă și trebuie să ne implicăm, că e ceva de viitor. Petre, iară pacia. Da, la expoziție cu două. Ne mândrim cu ele, că n-avem cu ce. Salarii nu ne putem mândri cu ele, că lucrul administrativ, la o școlă și a noastră, e mărtăt în jos, nu în sus. Eu ai tăt aceea bania, dar după aceea am, măi, așa, un fel de terapie, dar nu lăsăm din mostră să piardă. Ar fi chiar culmea. Dar nici după coada lor nu prea câștigi foarte, foarte mult, că prețurile sunt mici la ele. Ei, nu contează că-s mici, că... Mai trăim cu speranța că aia, că ploaia anul ăsta o dat și pândru noi, pândru ăștia care am trăit cu speranța. Și nu le putem lăsa așa de izbelice la ăștia, nu ne trăim de pe internet. Internetul numai ne ia bani, nu ne dă. Animalele așa de drag,
că câștigi, că nu câștigi, dar așa bine înainte, zice, să nu mor de foame. Da, a fost un an bun, măcar aici le pune în iasle. Foarte bun, da, foarte bun, un an foarte bun. Anul trecut a fost rău, dar anul ăsta o compensat și pe anul trecut. Da, sănătate și putere de muncă. Pentru cosi am făcut de luternă. Să-ți fie bine, Doamne ajută. Doamne ajută, sănătate. Mă mulțumesc. Sănătate, domnule Neanțu. Asta e campioana. Campioana, da, campioana. Sper că și anul ăsta e vaca cu... Vaca cu ursulețul, așa îi zice. Da, la Casano de Oată? Casano de Oache, sigur, sigur, sigur că da. Cum e? Greu anul ăsta care a trecut de când nu ne-am văzut? Anul ăsta nu a fost greu, că au fost ploaie multă, fân mult, iarbă mult, animalul bun. Un singur lucru aș reproșa, faptul că se dă subvenție de la 3 sau 5 vaci în sus, de la 3 vaci? 7, 10, 9, 50 de vaci. Sau dă de la nu știu câte oi în sus. E foarte greșit, foarte greșit. Cel care primește subvenție să primească, că așa e bine, de la 3 vaci în sus, el are însă vacile ca valoare. Sau cel care are 300 de oi, are oile ca valoare, îi mai dau și bani. Mie, domne, să-mi dea la o vacă sau la o oaie, să-mi dea o subvenție, că atunci eu o țin în curte, dacă nu-mi dă, nu o mai țin. Că și mie îmi trebuie subvenție, când nu se face fân, ce fac cu ea? Trebuie să mă să cumpăr fânul, nu-mi fac cheltuieli, mă duc și aduc animalului mâncare. Dacă nu-mi dă subvenție la un animal, e foarte mare greșeală, se va stinge. Nu, am vândut-o. Cum? Dom'le, păi e prea de tot. Deci, când este an bun cu iarbă și este bun, este bun și pentru noi. Când este secetă, e grav. Trebuie investiție multă, trebuie hrană, trebuie însămânțată, trebuie grijit, trebuie pus crotar, câte nu sunt la un animal de îngrijit. Dacă nu-i dai chiar la un animal, acolo ar trebui să dea. Dom'le, la ăla care are pensie mică, dă-i ceva. La ăla care are un animal, dă-i ceva, ca să-l țină în curte. Dacă mie nu-mi dai nimic, ce să țin? Nu mai țin, l-am văzut. Păi da, am văzut că trendul acum e spre zona aia de asociere, de ferme mai mari un pic. Asociere și, apropo de asociere, că românul e inventiv, el a asociat animalul meu cu altul, deși eu nu fac așa ceva, are 3 oi sau 5 oi, le-a băgat la vecinul și vecinul și-a subvenția. Deci românul tot că să știe el o metodă de a lua subvenția. Dar nu-i corect, dom'le, dă-i omului care are puțin, pentru că ăla care îi dai, care are puțin, el își va menține animalul în curte sau oaia. Dacă nu-mi dai mă, de la 30 de oi, nu știu la oi cu mâini sau o vacă, dacă nu-mi dai la o vacă, e păcat. Pentru că cel care ține o vacă, ține și copiii în zonă, ține și vecinii cu un lapte, ține și familia cu ceva și în final îți produce ceva, că ea îți dă lapte, îți dă brânză, îți dă vițelul, dar dacă nu-l ajuți când îi secetă, nu ai făcut nimica. Raluca, o parte din produsele voastre, aici pe stand la Băcia. Lucruri frumoase, muncit mult anul ăsta. A fost un an destul de greu anul ăsta, am avut foarte multă ploaie, dar producția a ieșit și cu ploaie și fără ploaie, chiar avem produse bune anul ăsta. Ok, astea le văd oamenii. Pe mine mă interesează, ce ne pregătiți pentru perioada următoare, mai către iarnă, așa? Încercăm să pregătim numai ceapă verde, o să avem salată, spanac și cam astea sunt culturile de iarnă, efectiv, și în primăvară, mai bine zis. Peste iarnă noi încercăm să ducem culturile până noiembrie. Aveți toate condițiile acolo? Avem, cu cel puțin roșiile în seara mare le ducem până noiembrie, poate chiar mai către decembrie, și solarile până la primul îngheț. Și cum, iartă-mă, cam asta e mersul, că nu se poate încă, dar la lărgirea gamei pentru anul viitor, că aveți spațiu, v-ați gândit? O să încercăm, poate în fiecare an noi încercăm altfel de hibrizi. La anul o să încercăm hibrizi noi, pe puțin, pe ardeioase, inclusiv pe roșii, încercăm să mai aducem alți ibrizi noi. Și soiuri aș dori să încercăm la anul.
Păi atunci trebuie să venim noi pe acolo cât de des, să vedem așa ce ne pregătiți. Noi vă așteptăm cu cea mai mare plăcere. Și acum, e bine să faci surprize cumpărătorului, dar dacă e și anunțată un pic surpriza, e și mai bine. Așa este, așa este. Noi în fiecare an încercăm, tot timpul facem câte hibrizi noi, sperăm să fie și la anul, să fie tot la fel ca și anul ăsta. Oricum, de un lucru sunt convins. Că hibrizi noi, că ăștia pe care aveți deja, calitatea va fi iarăși cuvântul de ordine. Așa este. Până la urmă, la calitate și clientul, la calitate. Tot timpul lucrăm pentru calitate, dar și producție. Și atât calitate cât și producție să fie cât mai mare. Ienică, la Bălțată ne reîntâlnim oare nu știu al câtele an, dar ce mai contează? Important e că e un târg care merge mai departe. Într-adevăr, am pierdut numărul anilor și asta e un lucru bun, că înseamnă continuitate, înseamnă că este tradiție și înseamnă că ne place să fim prezenți aici. Și atunci este într-adevăr o zi de sărbătoare și suntem prezenți la acest eveniment. Da, acum, ca să nu creadă ăștia care ne privesc că nu știm exact, e ediția cu numărul 16, nu mai știu de cât suntem noi și ne întâlnim noi aici. Cu utilaje și nu numai. Deci partea asta de curățare de pășuni încă promovată așa cum trebuie. Din nefericire încă este mult de lucru în breaslă. Sectorul e solicitat și pentru că tot ne ocupăm și cu acest sector, suntem prezenți și cu utilaje, atât spre vânzare cât și ca prestări servicii. Dar nu numai. Scopul principal este să fim alături de fermieri și să mai aducem și vești bune pentru fermieri, pentru că sunt și câteva noutăți și facem, îmbinăm utilul cu plăcutul, ne și bucurăm și discutăm, clienți sunt har Domnului, vizitatori suficienți, e frumos. Da, deci fermierul care e alături de fermieri, ce mai e pe acasă? Acasă lucrurile sunt bune, puțin în întârziere, așteptăm o oarecare ploaie ca să putem pregăti toamna, dar lucrurile funcționează. Un pic ne-am mai destins pentru că fără finanțare e foarte, foarte greu. S-a dat drum oarecum la cele adeverințe, dacă plățile se fac așa greoi și mergem înainte. Domnule inginer, știu că poate nu ar trebui să... Dar așa vreau să încep. De la ceea ce se aude acum pe fundalul sonor, că n-am albit degeaba. Nu, n-am albit degeaba, iată-ne la ediția cu numărul 16 a acestui târg. Da, așa este, n-am albit degeaba, anii n-au trecut în zadar pentru că acum 16 ani s-au pus bazele acestei manifestări care deja a devenit emblematică pentru zootehnia județului Hunedoara, pentru agricultură în general, Bălțata Românească de la Băcia. Ați fost implicat trup și suflet în această manifestare și rămâneți prins în acest fenomen, pentru că pot să-l numesc așa, niciun târg n-a reușit să meargă atât de mult înainte. Este o bucurie pentru mine să constat că an după an Bălțata Românească de la Băcia și-a adăugat mărgelele, perlele, pentru că au fost ediții reușite. Sperăm ca și ediția cu numărul 16 să fie una reușită și dacă este vorba de păr albit, ne amintim și acum cu drag de cele 10 ediții de Pinzgau, de la Baia de Criș, care astăzi se continuă la Vața, și de celelalte manifestări de profil, fie că e vorba de Costești, fie că este vorba de Totești sau târgurile și expozițiile consacrate la nivelul județului Hunedoara. Dar aici, în mijlocul județului Hunedoara, există această manifestare emblematică dedicată rasei Bălțata Românească, care este rasa cea mai importantă pentru crescătorii de animale, atât ca efectiv, cât și ca nivel productiv. Și de ce să nu spunem titlul de Miss Bălțata Românească de la Băcia a depășit cu mult granițele județului și ale țării. Așa este, vine multă, multă lume să vadă exact ce se întâmplă aici. E, dacă doriți, un mod de a lua pulsul în zona asta a zootehniei. Orice manifestare de genul acesta, târg, expoziție, dedicată crescătorilor de animale, este un bun prilej
de a lua pulsul, așa cum bine ați spus, și cu acest prilej mulțumim în mod deosebit emisiunii Satul Hunedorean, care este zi de zi, ceas de ceas, an după an, alături de crescătorii de animale și producătorii agricoli, dar dincolo de pulsul noutăților, fie că e vorba de creșterea animalelor sau de agrotehnică, utilaje, mașini agricole, cred că este și o sărbătoare care este adresată atât expozanților, participanților, dar până la urmă tuturor. Fondul sonor pe care dumneavoastră îl înregistrați și o să-l prezentați, cred că vorbește de la sine. Pavel, ca de obicei, la Băcia ne întâlnim să vedem ce se întâmplă în zona bovinelor, dar ne gândim la ceea ce ne așteaptă peste două săptămâni. Păi, e ceva premergător, Băcia. Deja am intrat în febra evenimentelor, astăzi la Băcia, peste săptămână la Orăștioara, peste două la Totești. Iată, suntem în plină campanie de expoziții și de a ne arăta animalele pe care le creștem, animale frumoase, cum se văd și cele de aici. Lăsăm un pic expozițiile la o parte. Ai fost la întâlnirea cu președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Cum privești modul în care e privită agricultura de acolo, de sus? Păi eu nu mă pot pronunța doar în urma întâlnirii de la DEVA. Eu am participat la câteva ședințe de lucru la Comisia de Agricultură. Deja mi-am conturat o părere despre ce se întâmplă acum, despre cum e privită agricultura. Dar am avut tot sprijinul și toată deschiderea din partea domnului Ninii Săpunaru la toate ședințele, la toate problemele noastre. Păcat că nu sunt toți din comisie la fel de receptiv cum e dumnealui. Se vorbește foarte, foarte mult de zona asta de aducere înspre agro-industrie, asta însemnând un sprijin un pic mai sănătos înspre fermele mari. Se cam uită că, sau cel puțin în județul Hunedoara, sunt încă mulți, mulți crescători de animale mici, de ăștia de subzistență. Noi cred că ar trebui să mergem mai bine spre produsele de zona montană, să etichetăm produsele, să scriem acolo produs montan, și să-i dăm o altă valoare, să nu ne ducem noi spre marea industrializare, că suntem și mici și eu văd o nișă și văd o perspectivă pentru produsele astea montane. O să încercați să pedalați pe ideea asta în restul sau în întâlnirile care urmează? Bineînțeles. Eu am încercat să conving și colegii mei să facem ceva în privința asta, pentru că trebuie să ieșim puțin din ceața asta în care ne învârtim. În fond, e munca noastră și rezultatele muncii ar trebui să se vadă cumva și în partea financiară. Am nu toată lumea înțelege. Zicem noi că în momentul în care cineva își va valorifica produsele, o să vadă și el și deja apare invidia sau concurența și noi sperăm să fie constructivă. Să dea Dumnezeu să fie așa, să vină soarele și pe ulița voastră. Să dea Dumnezeu, ar fi cazul că au trecut atâți ani și tot așteptăm soarele ăsta. Poate, poate. Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. Fermele ADO din țara Hațegului, ferme la standarde europene, lapte, carne, legume, totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate,
concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. SC Marvianis Spedition SRL Comisionar Vamal poate îndeplini pentru societatea dumneavoastră următoarele servicii. Întocmire declarație vamală import-export, declarație T2L, declarație de tranzit NCTS-TIR, declarație sumară. Întocmire declarații statistice intrastat pentru fluxurile introduceri expedieri de bunuri intracomunitare. Vă stăm la dispoziție la sediul societății Deva, strada Victor Șuiagă, numărul 8, județul Hunedoara. Telefon 0725 918031, fax 0354 418845. Societatea comercială Agroamisol SRL oferă consultanță pentru managementul afacerilor în domeniul agricol și non-agricol. Agroamisol SRL întocmește studii și documentații tehnice în vederea întocmirii de proiecte finanțate prin fonduri europene. Agroamisol SRL. Punem umărul la succesul tău! Login, nu puteai să lipsești de la Băcia. Nu, e frumos. E ceva extraordinar. Pe cuvântul meu de onoare, o singur lucru mă deranjează. Că se transformă totul în politic, domnule. E deranjabil. Pentru că aici ai truda țăranilor, nu a politicienilor. Politicienii atât de bine au avut de grijă de țărani, de țăranii săraci sunt în cap. E dureros când vezi chestia asta. Pentru că asta e truda oamenilor din zona asta, domnule. Mă încântă ideea celor administrații locale că au reușit să ajungă la 14 ediție. 16, pardon. Sper să văd și în comună să lași Iisus măcar o prima ediție. Să văd și acolo că organele locale se implică la fel de mult, că nu numai după voturi. Să se implice, bă, frate, că avem cu ce să ne mândrim, sincer. Avem niște fermieri extraordinar de buni și au cu ce să prezentă. Păi să dea Dumnezeu să fie așa. Până una alta, uite, le aveam de cele deja cu care ne-am obișnuit. Ne vedem și la Costești, ne vedem și la Totești. Totești, da, eu o să fiu la Totești. O să mi-aduc niște oi de ale mele, care am reușit după 14 ani să le adaptez de la Valea Jiului la aici. Am cu ce mă mândri. E ceva extraordinar, să știți. Bine ar fi, am avut ocazia să fiu și dincolo, am făcut niște cursuri în Occident. Acolo, în fiecare comună, au așa ceva. În fiecare duminică ai unde să mergi. Deci e ceva extraordinar, pentru că impulsionează pe fermieri. Expozițiile astea te impulsionează să ai marfă ca lumea. Și dezvoltarea zonei, e ceva extraordinar. Domnule director, iată, sărbătoarea de la Băcia în plină desfășurare și chiar are iz de sărbătoare. Da, într-adevăr, suntem într-o zi în care ne bucurăm toți împreună cu fermierii, cu specialiștii din domeniul agricol. Suntem prezenți toate instituțiile care sunt din punct de vedere tehnic reprezentative pentru fermieri. Animalele sunt frumoase, vremea e bună, e un prilej de bucurie pentru noi că totuși agricultura și zootehnia nu lasă garda jos și ne mândrim cu fermierii că și-au făcut timp să vină să-și expună animalele care sunt frumoase, sunt reprezentative pentru județul nostru. Da, dar așa cum, dacă bine mi-amintesc, spuneați, mai trebuie lucrat pe aici, pe acolo, pentru că apare, din păcate, din fericire, nu știu, acest trend de mergere înspre rasa de carne. Da, într-adevăr, sectorul de lapte este puțin deficitar și din cauza prețului, dar vorbeam cu un fermier și zicea, domnule, după ploaie vine și vreme bună și sperăm că dacă statul și Ministerul Agriculturii încearcă să stimuleze puțin și producția de lapte și au să apară acum
ajutorul de minimis și pentru junincele de lapte și pentru taurile de reproducție. Dacă genetic urcăm pas de pas în fiecare an, eu zic că fermierii vor ajunge totuși la un nivel în care să nu mai pună numai bani din buzunar, ci să și câștige ceva și să putem rezista împreună cu ei, pentru că securitatea alimentară este foarte importantă pentru noi românii și foarte important ca prin intermediul nostru să le spun tuturor, de la copil și până la adult, să consume produse românești, că numai așa putem să ajutăm fermierii. Domnule primar, o nouă ediție a Târgului Bălțata Românească de la Băcia, primul în mandatul dumneavoastră. Veți merge mai departe, sunt convins. Categoric, așa este. Primul mandat al meu ca primar, prima ediție a mea ca și organizator a acestei expoziții. Ea este de fapt la cea de-a 16-a ediție a Târgului Expoziția Bălțată Românească și îmi doresc ca acest eveniment să persiste pe aceste meleaguri cât mai mulți ani de acum încolo. Oameni destoinici, oameni harnici, aici la Băcia. Trebuie și ajutați însă. Categoric. Acești oameni minunați care sunt crescători de animale și în special crescători de rasa Bălțată Românească, sunt niște oameni care așa de mult pun suflet în tot ceea ce fac, iar noi ca și primărie le vom asigura tot sprijinul necesar pentru ca această tradiție să meargă mai departe. Se observă, din păcate, o scădere a numărului de animale. Oamenilor le e un pic teamă să meargă întotdeauna mai departe. Se poate face ceva? Da, într-adevăr, se observă o ușoară scădere a crescătorilor de animale, însă deocamdată lucru îmbucurător este faptul că și la această ediție am reușit să aducem animale doar din interiorul comunei, oameni care, așa cum am spus și mai devreme, sunt extraordinari de sufletiști și de deschiși din punctul ăsta de vedere. Păi, să dea Dumnezeu să fie bine și să vă bucurați împreună cu ei de cât mai multe asemenea sărbători. Vă mulțumesc din suflet și dumneavoastră. Domnule Sarușii, ați venit tocmai din județul Arad până și la Băcia. Cum ați aflat de târgul ăsta? De la domnul Puiu am aflat. El umblă la noi pe perieră și ne-a invitat aici la târgul dumneavoastră. Să venim să promovăm și aici produsele noastre. Noi avem pepiniera de 25 de ani, suntem autorizați, cine a fost la noi deja știe. Noi avem calitate și o marfă de calitate nu poate să fie la prețurile alea care se practică acum în piețe. Așa este. Din păcate, multă lume nu vrea să înțeleagă. Exact cum vorbim despre produsul tradițional, care întotdeauna e mai scump decât ăla făcut industrial și dat cu 2 lei. E multă muncă și mai ales, așa cum spuneați, e garanția unei calități. Da, deci noi avem totul certificat, sunt mai multe categorii biologice la material săditor, avem și categoria CIC și categoria certificat. Asta înseamnă eticheta albastră, s-a apretat pentru proiectele europene. Da, eu sper ca lumea să înțeleagă și, pentru că județul Hunedoara se pretează la pomicultură, să fie mai mulți care să se îndrepte înspre zona asta, prin fonduri europene și iată, să vină la noastră. Cam câte soiuri produceți? Sunt mai multe specii și la fiecare specie sunt mai multe soiuri. La pom fructiferi avem undeva spre 60 de sortimente, să zicem. La prun sunt, anul ăsta, cred că 14 soiuri de prune. Sunt între ei și soiuri mai noi, ceea ce am dus de la stațiunea de cercetare Bistrița. Soiuri noi create după Revoluție, dar pentru că s-a întâmplat la noi în țară ce s-a întâmplat, nu s-au mai răspândit, dar soiuri bune. La noi în țară au fost create foarte multe soiuri bune, dar din păcate la noi cercetarea deja a dispărut și nu mai sunt menținătorii de soiuri. Materialul ce am eu, mult material, ramura altoi provine din Ungaria, pentru că acolo găsesc seriozitate și îmi dă ceea ce cer eu și calitate. La noi, din păcate, în țară, sunt puține locuri unde mai poți să cumperi material, adică ramuri altoi cu care lucrăm noi de calitate. Domnule director, prezent la Băcia, cu ce vești pentru fermierii de aici? Prezent ca întotdeauna, APIA este prezent în fiecare an, arestandu propriu.
Iar cu vești, în sensul că am reușit să plătim aceste subvenții în procent de peste 93%, există un număr de membri, un număr de fermieri care sunt pe o listă separată a celor care mai au de primit cel puțin o plată, pe minim o schemă de sprijin. După adeverințe au venit fermierii, că a fost și acesta un cârlig, o gură de oxigen pentru ei. Da, s-au prezentat. Fermierii au venit, în general au venit fermierii mari. Condițiile s-au schimbat, să spun așa, într-o oarecare măsură vis-a-vis de calculul sumei la care dânsii ar avea dreptul. Procentul a rămas același și pot solicita până la 90% din drepturile ce li se cuvin. Dar calculul de data aceasta îl face banca de unde îi solicită banii. Noi, prin adeverință, spunem faptul și adeverim că suprafețele care sunt eligibile la plată. Bineînțeles, conform protocoalelor încheiate cu băncile din țară, noi am transmis și tarifele per hectar pentru fiecare schemă accesată de fermieri. Asta înseamnă că ei fac o evaluare separată. Exact. Calculul propriu-zis al sumei îl face efectiv banca. Domnișoara director, așa cum ne-ați amenințat și punem ghilimele de rigoare, prezenți la târgul de la Băcia. Da, bună ziua, prezenți într-adevăr, pentru că ne place să ne ținem de cuvânt. În primul rând, mulțumim organizatorilor că ne-au invitat și suntem bucuroși că avem onoarea să ne aflăm printre fermieri, că restăm în general la birou, oferim informații și de acolo, dar pulsul într-adevăr se ia între fermieri. Eu sunt convins că ați venit și dacă nu primeați o invitație oficială. Da, venim pentru că prin aceste manifestări avem ocazia încă o dată să promovăm Programul Național de Dezvoltare Rurală. Și sunt lucruri care trebuie să ajungă la ei, la fermieri, informații care trebuie să ajungă la ei, la fermieri, și aveți ce le transmite. Da, informația, cum bine se știe, este cea mai importantă și important este să ajungă și într-un timp util la dâns și când încă mai sunt fonduri pe Programul Național de Dezvoltare Rurală. Într-adevăr, cu colegii mei am făcut un tur, să-i spun așa, printre fermieri, am distribuit pliante și le-am oferit informații despre măsurile care anul acesta încă sunt în derulare și sunt fonduri, cum sunt tinerii fermieri, fermele mici, programul de pomicultură, procesare. Am văzut că este interes, oamenii, chiar dacă unii ne cunosc și doresc să continue prin alte măsuri cu noi, unii nu ne cunosc, dar mă bucur că am reușit să le trezim măcar interesul și am invitat la sediul nostru la Deva, cât și aici astăzi la Cort, să le oferim informații de detaliate. Domnule director, târgul de la Băcia în plină desfășurare. Animale frumoase, oameni care chiar vor să muncească. Da, chiar că am observat că în anul acesta au fost foarte multe animale și chiar de valoare anul acesta, da. Și totuși, din ce vorbeam și cu expozanții și cu autoritățile locale, se sizează așa o ușoară scădere a numărului de animale în zonă. Vă spun eu din ce cauză e și expoziția puțin mai mică față de alți ani, pentru că tendința și la bovine și la ovine e în scădere. La bovine mai puțin, dar la ovine mai mult. Și din cauza prețurilor care nu stimulează deloc pe crescători. Nu numai din cauza prețurilor, și din cauza pieței de valorificare a produselor. Oamenii rămân cu ele păstor, nu le mai pot vinde, sunt obligați să le vândă la un preț nimica și în așa fel ei sunt obligați să reducă efectivul. Asta este principala cauză. Da, din păcate. Dar nu se lasă. Oamenii încăpățânați. Am văzut că nu se lasă chiar acum când împărțeam pliante. Ai ceva pliante, să vedem ce mai a apărut nou. Și am spus, mă, eu sunt cu berbecii și cu țapii, dă să văd, poate mă apuc și eu de să cresc o vinie, să afrine. Și totuși se aude din ce în ce mai des că va veni ajutor de minimis și pe zona de Juninci și de Tauri.
Este un proiect de hotărâre de guvern în care se va da ajutor de minim atât pentru vaca de carne, cât și pentru vaca de lapte și pentru achiziționarea taurilor de reproducție. De exemplu, vă dau un preț la, pentru junincile din rasele de lapte, se acorda 5.000 de lei, iar pentru vițele 2.500. În cazul vacilor de carne, 6.000 de lei și 3.000 de lei la vițele, iar pentru tauri de reproducție, 1.000 de lei. Sume foarte, foarte frumoase. Numai să fie material. Material am înțeles că nu prea este. Acum sunt în căutare și eu sper prin această încurajare atât la bovine cât și la ovine, dacă nu să crească efectiv, măcar să se menține actual cât e acum. Și să fie frumos și sănătos. Și să fie frumos și sănătos, da. Nicoleta, din nou în județul Hunedoara, ești acasă de fapt și ești printre niște oameni minunați. Cam puțin, e drept. Da, mă bucur oricum să văd că festivalul, îmi place să spun, festivalul frumoaselor exemplare din rasa bălțată românească de la Băcea supraviețuiește. Așa, încet, încet, cum se poate, dar sigur, pentru că noi am fost cam de la început, cam de la prima ediție alături de crescători, împreună, în aceeași echipă. Mă uit că sunt... aceiași oameni în organizare pe care îi știm de atâția ani, dar ce mă cântă cel mai mult este că de la an la an apar crescători noi, tineri, ceea ce înseamnă că în sfârșit se reîntorc acasă la creșterea animalelor, vin cu un suflu nou, cu o tehnologie, sperăm, nouă, ca să le fie mult mai ușor în acest domeniu. Da, din păcate, mulți dintre ei, și stăm de vorbă aproape în fiecare zi cu ei, se plâng de un lucru. Sprijin cam puțin și prețurile care îi îngroapă efectiv. Da, din păcate prețul laptelui este cel care dictează piața. Și în România, neavând măsuri concrete de sprijin în sector, un preț de intervenție la nevoie, asta este din păcate situația. Și dacă vorbim de mic crescător, această fluctuație a pieței îl îngroapă cu totul. Că practic, dacă n-ai preț pentru materia primă pe care o livrezi pe piață, n-ai nimic, n-ai din ce să asiguri furaje, subvenția vine cum vine, știm foarte bine, anul ăsta a fost un an cumplit din punctul ăsta de vedere și atunci cu ce să-i mai ajutăm? Sesizăm că dacă la ei scade prețul, deci la producători scade prețul, pe raft rămâne neschimbat. Ba mai mult, aflam zilele trecute că suntem amenințați că va crește datorită etichetării suplimentare. Sunt curios dacă la oamenii ăștia va intra măcar un bănuț în plus. Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Dimpotrivă, s-ar putea să fie ei nevoiți să suporte parte din cheltuielile de etichetare și ambalare și așa mai departe, adică cheltuielile de raft, pe care, din păcate, le avem și aici există o mare problemă, pentru că statul ar trebui să fie un liant între producător și supermarket. Nu este așa, din păcate. Da, este pe undeva, măcar acest pas cu legea lanțului scurt, care pe aici, pe colo, arată că ar fi bine. Dă niște roade. Nu știu dacă va da în totalitate. Să vedem, mai sunt 4 luni, încă nu avem normele de aplicare. Sper să nu apară iarăși în decembrie, în ultim moment, așa ca un fapt divers, pentru că este o lege extrem de importantă și de aplicarea ei va depinde viitorul multor producători din țara asta. Costești, Totești, vei fi alături de noi? Sigur că da, cu mare drag, ca în fiecare an sunt acolo alături de crescători. Domnule director, am asistat la un moment emoționant, spun eu, pentru că așa îl percep. Cel mai tânăr fermier primit de Camera Agricolă a județului Hunedoara. Da, bine ați revenit la Camera Agricolă. Suntem cu cel mai tânăr fermier de la Bălțata Românească, eveniment care a avut loc ieri și știm că a fost foarte multă lume. Știm că evenimentul crește de la un an la altul, a fost a 16-a ediție. Și din ce văd, în fiecare an este mai multă lume. Noi, ca și principiu, încercăm să încurajăm tinerii, pentru că lucrăm foarte mult cu tinerii și avem și cursuri de specializare. 200 și ceva de fermieri am avut anul ăsta, din care peste 80% sunt tineri, care doresc să exceleze în acest domeniu și să înceapă o afacere în acest domeniu. Fapt pentru care în fiecare an și anul trecut am dat un premiu celui mai tânăr fermier. Sper să fie de bun augur să ducă mai departe afacerea de familie, să crească în continuare
vaci bălțata românească și să ne mândrim anul viitor, sperăm să concureze la premiul întâi sau chiar la premiul special al bălțatei românești, pentru că există potențial, există animale frumoase în zona Băcia și sper că dacă are nevoie la un moment dat, din punct de vedere tehnic sau din punct de vedere accesării fondurilor europene, îi stăm la dispoziție sub orice formă, sub în orice moment, ca să putem să-i fim alături. Și acum o să mă apropii de doamna Felicia Costea, fostă ștețiuc, așa cum scrie pe diplomă, Casa de Piatră, îți doresc. Greu cu văcuțele? Nu foarte greu, dar merge. Încercăm să facem ceva. E adevărat ce spunea domnul director, o afacere de afacere. O activitate de familie? Da, merge o activitate de familie, da. Cât de cât ne descurcăm. Multe văcuțe? Nu, am o văcuță, o vițică și animale porci. Mă rog. O gospodărie, practic. Da. De familie. Ce ne trebuie, necesarul și cam atât. Asta acum, pentru început. Pentru că bănuiesc, așa cum la fel spunea domnul mai devreme, că te gândești la un proiect pe fonduri europene. Da, ne gândim la un proiect, vedem să ne interesăm, să vedem ce putem face și mai departe o vedea ce-o fi. Sperăm să fie bine. Oricum, de la bălțată nu vei lipsi. Nu, în fiecare an voi fi acolo. Chiar dacă se întâmplă, uite cum s-a întâmplat ieri, pentru că, cum trebuie să o spunem, atâta timp cât nu se poate trăi, chiar numai și numai din agricultură, trebuie să o recunoaștem și mai ales din fermele mici, mai trebuie să mai ai și un serviciu. Da, trebuie, e necesar un serviciu pentru că nu te poți descurca, îs animalele care trebuie să mănânce, să trăim și noi și atunci nu poți fără un serviciu. Importantă este pasiunea și puneți că ai moștenit-o de la părinți. Da, părinții mei m-au și sfătuit să începem și cu ei am mers așa încetuț, am cumpărat, am mărit și așa am început să avem cât de cât. Să dea Dumnezeu să aveți și mai mult și poate peste câțiva ani vom vorbi cu un mare fermier de acolo, din Băcia. Să sperăm și să ne ajute Dumnezeu să fim bine, sănătoși, să putem să muncim în continuare. Mă scuzați că vă deranjez. 10 și 5 minute, nu s-a deschis decât de 5 minute magazinul și deja la coadă. Știați de produsele ADO? Acum am aflat, a fost băieții pe aici să iei lapte și am aflat. Ați gustat, vă plac? Da, sunt bune, sunt bune. Mai trebuie, mai lăsați un pic prețurile că sunt cam ridicate la legume. Asta e. În altă parte, credeți că e mai bine? Astea toate sunt curate, toate sunt făcute aici la noi. Și poate că e mai important decât umflate cu pompa de alții. Da, da, sunt într-adevăr frumoase. Sunt frumoase toate, dar na. Ne uităm și în buzunar. Da, ne uităm și în buzunar, da. Mulțumesc, sănătate! Alexandra, surpriză foarte mare. În 2 minute după ce s-a deschis, coadă. Da, suntem foarte mulțumiți, nu ne așteptam la asemenea atât de multă lume și atât de mulți clienți. Știam că acest magazin este așteptat, dar nu la asemenea nivel. După cum vedeți, abia facem față. Când am deschis ușa, la un moment dat ne-am trezit că suntem prea puțini, deși suntem vreo 7 oameni aici. Sunteți acum 7 oameni, dar mai aveți oameni și dincolo, pentru că mai deschideți în același timp un alt magazin. Mai este și dincolo, n-am apucat nici să ajung dincolo să văd ce se întâmplă, pentru că am venit aici și aici se pare că am și rămas. Acum o să plec spre celălalt magazin. Ne bucurăm că ați venit ca de fiecare dată să ne fiți alături la evenimentele din viața noastră. Noi ne bucurăm că lumea înțelege că produsul românesc contează. Calitatea românească e primordială până la urmă. 90% din produsele de aici, legume, sunt de la noi din fermă, restul de 10% sunt de la partenerii noștri, care sunt din jurul Devei. Am încercat să aducem produse 100% românești, produse din zonă și produse proaspete, toate sunt culese în această dimineață. Am vorbit în așa fel încât la ora 7 dimineața să fie toată marfa pregătită, să oferim clienților noștri ce este mai bun. Așa să dea Dumnezeu. Și încă un lucru care iarăși trebuie spus, mă bucur să văd un manager
în halat și muncind. Altfel nu putem să avem pretenții de la angajații noștri atâta timp cât în momentele astea atât de grele nu îi sprijinim și nu suntem acolo. Și trebuie să aibă un exemplu de unde să învețe cum trebuie făcute lucrurile. Să vă dea Dumnezeu sănătate și clienți mulți. Doamne ajută, vă mulțumim frumos. Doamne ajută. Domnule doctor, vorbim la rece, la propriu și la figurat, despre ceea ce a însemnat Bălțata Românească de la Băcia, la 16-a ediție, la care ați făcut partea de bonitare ca medic veterinar. Bineînțeles, împreună și cu alți oameni. Cum ați văzut exemplarele de acolo? Exemplarele care au fost la expoziție s-au prezentat foarte bine pentru crescătorii de animale din gospodării. Bonitare am făcut-o pe baza următoarelor caracteristici. Am luat în felul următor: aspectul exteriorului, adică conformație, cap, conformația capului, gât, coarne, aspectul picioarelor, deci aplomburi corecte, după forma ugerului, ne-am uitat să vedem cum se prezintă, în sensul că are o întindere mai înainte sau mai înapoi, volumul ugerului, după numărul de sferturi, dacă prezintă acele patru sferturi, în sensul că să nu aibă mai multe sfârcuri, să le spunem așa, decât normal, deci modificări genetice. Cam astea au fost principale caracteristici pe care ne-am bizuit și am făcut bonitarea la expoziție. Exemplare frumoase, oameni pasionați, pentru că în primul rând e vorba de pasiune, trebuie să o recunoaștem. Dar nu sunt singurii. Ce le transmitem pentru perioada asta crescătorilor de bovine? Le transmit să fie atenți din punct de vedere al reproducției, în sensul că să vadă cu ce tauri se vor monta și în cazul, cum am spus mai devreme, dacă sunt modificări din punct de vedere genetic al ugerului, mai multe mameloane sau mameloane între sferturi, să încerce să dea mai departe, aceste exemplare și să-și achiziționeze noi văcuțe ce nu au probleme din punct de vedere a ugerului. Pentru că mai departe vorbim de probleme de muls, probleme din punct de vedere a laptului, că se mulce greu, că apar fel și fel de probleme medicale la nivelul sferturilor. Și sfatul meu e să excludem treburile astea din reproducție, adică să avem material genetic de bună calitate atât în ferme, cât și în gospodăriile oamenilor. Este o perioadă în care sunteți solicitat pentru însămânțările artificiale. Da, este o perioadă propice însămânțărilor. Chiar ne-au surprins și pe noi numărul crescut de cereri. E normal ca în perioada asta să se facă însămânțările. Așa sau îi de ani buni de zile când se merge pe tema asta. Și sperăm să avem cât mai multe solicitări și să fie într-un ceas bun pe mai departe. Să dea Dumnezeu. Sunt, eu știu, solicitări speciale vis-a-vis de partea de însămânțări? Au, nu știu, sună ciudat, dar ăsta e cuvântul, au pretenții crescătorii? Nu au pretenții crescătorii. Mult se merge pe însămânțare cu vaci de carne. Ce că se merge mai bine la târg, la tăiat. Acum, dacă e să conservăm puțin Bălțata Românească, sfatul meu totuși să mergem pe Bălțată. Să nu facem înfrucișări. Exact, să nu facem metisări, să spunem așa. Să nu facem metisări, sfatul meu ar fi să mergem la Bălțată cu Bălțată și la carne și așa mai departe la fiecare specie, să nu
producem hibrizi. Aveți material și pentru bălțată? Avem și pentru bălțate de mai multe tipuri, ce dau fătărișoare, adică mai spre lapte, o rasă mixtă, să zicem, care dă și lapte și conformație corporală ca și carcasă mai multă carne, dar și o categorie ce merge mai mult pe carne și mai puțin lapte la fice în cazul în care rezultă o vițauă și o ținem mai departe pentru montă. În momentul în care ajungeți la crescător, stați de vorbă cu el, îi explicați fiecare aspect în parte ca să fie în cunoștință de cauză, nu? Bineînțeles. Înainte purtăm o discuție la telefon, vedem despre ce este vorba, iar la fața locului, în funcție de ce văd că are dumnealui în grajdi, în funcție de dezvoltare corporală, rasă și așa mai departe, îi ofer sfatul meu cu ce aș monta eu, cu ce aș merge mai departe, adică ce se pretează să fete ușor, ce se pretează să meargă pe carne, dacă dorește omul de carne mai departe produși, dar nu fac de capul meu montele și totdeauna mă sfătuiesc cu omul ce vrea dumnealui. Îi spun părțile favorabile, părțile defavorabile, să fim amândoi cu inimile împăcate. Vă mulțumesc! MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Fermele ADO din țara Hațegului. Ferme la standarde europene. Lapte, carne, legume. Totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. SC Marvianis Spedition SRL Comisionar Vamal poate îndeplini pentru societatea dumneavoastră următoarele servicii. Întocmire declarație vamală import-export, declarație T2L, declarație de tranzit NCTS-TIR, declarație sumară. Întocmire declarații statistice intrastat pentru fluxurile introduceri expedieri de bunuri intracomunitare. Vă stăm la dispoziție la sediul societății Deva, strada Victor Șuiagă, numărul 8, județul Hunedoara. Telefon 0725 918031, fax 0354 418845.
Atât și pentru astăzi. La Costești a fost astăzi sărbătoarea Țurcanei, Regina Munților. Am fost și noi acolo, iar săptămâna viitoare vom retrăi împreună acele momente, dar nu numai pe acelea, ci și ceea ce s-a întâmplat la zilele recoltei de la Deva, care s-a suprapus și în acest an peste sărbătoarea de la Costești. Ne revedem așadar peste o săptămână la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă! Această emisiune v-a fost oferită de grupul de producători Corvinia.